Salut, veniți și bine ați venit la un episod de Farming Simulator 22 mod showcase pe barba neagră. Fraților, avem aici un mod, un pack de fapt, care eu simt că ar trebui să fie de fapt un DLC. Și într-adevăr, așa îl tratez, ca fiind un DLC gratuit. Este vorba despre utilajele de la Perard. Nici nu știam că există această firmă, dar minte că există un pack care are niște utilaje extraordinar de bine făcute. Hai să vă fac un pic puțin introducerea. Dacă intrăm în magazin și selectăm Perard, avem aici o gamă întreagă de remorci, că de fapt cu asta se ocupă. Și avem aici două remorci care sunt menite să îți care ție alte vehicule sau atașamente mai micuțe. Avem chiar și remorcă, deci v-am spus, are toată gama de remorci. Are și remorcă de header pentru combină și e destul de mare, chiar foarte, foarte mare. Aproape toate au posibilitatea de a pune acest semn în spate, convoi agricole, agricol. După care avem aici o grămadă, și când zic o grămadă, băi, sunt foarte multe Uger Wagon, adică aceste remorci cu snack. Li se mai spun și avem de la 47.000 de euro cu capacitate de până la 19 metri cubi. Avem aici unul mare de 71 de metri cubi, care costă un pic mai mult, la 171.000. Și nu ne oprim aici, avem chiar unul la necesar, fii atent, de 300 de cai putere, asta nu încarcă foarte mult. Toate suportă aceleași, nu? Ia să vedem, da, toate suportă inclusiv semințele și lime-ul. Asta mi-a plăcut maxim. Și avem aici și o gamă întreagă de împrăștiatoare de gunoi de grajde, adică balega. Așa că putem să le folosim și așa. Mai există o chestie foarte interesantă în acest pack, și anume acest... nu știu ce, e un fel de țeavă cu turbină care încarcă grânele atunci când combina ta poate să fie prea mică. Spre exemplu, am aici o combină mică care este mai joasă decât a mea remorcă. Și eu nu pot să descarc în remorcă. Și pentru situații din acestea, îți cumperi atașamentul ăla pe care îl aduci atașat pe un tractor, descarci din combină în el, după care el mai degrabă, mai departe îți pune în sus. Adică mi se pare super, super tare. Pe de altă parte putem să și o pornim și de aici putem să o acționăm. Dacă vrem, putem de asemenea să o și angulăm un picuț. Nu foarte mult, dar un picuț. Are și lumină cu alea așa. Hai să o și aprindă. Mi se pare că lumina, da, lumina nu merge aprinsă decât dacă este atașată la un tractor. Dar modelarea, animațiile, băi, sunt extraordinare. Aici, spre exemplu, avem o remorcă micuțică pe care o putem cumpăra fără obloane. Deci dacă avem ceva cu gabarit mai depășit, putem să o cumpărăm fără aceste grilaje laterale. Ele, bineînțeles, se pot da jos, după cum bine vedeți, și dacă apăsăm pe X, ea se desfoldează un picuț mai altfel, roțile se mută în spate, astfel îți lasă ție un picuț aici spațiu ca să poți să încarci prin lateral. Asta este o remorcă pe care o văd folosită în situații când vrei să cari, de fapt, niște paleți, mă gândesc, așa poți să încarci prin lateral mai ușor, nu neapărat utilaje. Dar pentru vehicule și utilaje, o avem pe asta! Exact, mai avem! Da, așa că m-am cam blocat un picuț, of, firar să fie... Of, m-am blocat aici! De ce m-am blocat? Ah, am reușit, am reușit! M-am deblocat, m-am deblocat! Și bineînțeles, asta este o remorcă, este lunguță, are 3 punți și, bineînțeles, are și animație aici. Dacă apăsăm pe X, uite, s-au dat astea în lateral, s-au deschis cele două trape și noi cu click-ul, după aia putem să le punem jos. Are și suport aici sub ele. Uite acolo, așa suportul se vede foarte bine atunci când le punem jos, adică astea de aici. Logic, girofarele funcționează și sunt din astea moderne. Deci mi se pare excelent, excelent. Și pe ea după aia putem să urcăm vehicule și utilaje de diferite dimensiuni, dar nu extraordinar de mare. Adică nu merge o combină pe asta, merg decât tractoare. Mai are o chestie foarte interesantă, nu știu dacă ați observat-o aici, dacă urc picioarele... Pe lateral se pun aceste plăci de lemn. După ce am apăsat X, se pot vedea suporții care se dau în lateral și așa se lățește un picuț remorca. Băi, sunt niște detalii foarte interesante. Mai departe aici avem acel trailer pentru headere și putem să folosim mai multe headere aici, de diferite dimensiuni. Chiar și cel mai mare header din joc funcționează. După care avem aceste Uger Wagon. Astea sunt...
v-am spus, de la cele mai mici la cele mai mari merg atașate aici și de asemenea au și prelată, prelată foarte frumos modelată, ea poate fi dată la o parte și are și sunet mare, mare atenție. Deci, dacă ăsta nu este DLC, nu știu ce Dumnezeu este. Să nu mai zic de modelarea interioare, care este excepțională și ea. Și bineînțeles, funcționează superb, perfect funcționează. Ce să mai, aici avem mai multe opțiuni. Putem să luăm și versiunile, versiunea cu roți sau versiunea șenilată. Deci avem și situațiile astea. După care, logic, avem aici, ia uite, versiuni mai grande, mai babane. Și ăstea, dacă observați voi, au țeava pe față. Țineți minte chestia asta, pentru că aici mai avem câteva versiuni care au un design total diferit. Astea nu mai au țeava pe față. Astea o au cumva pe mijloc, incorporat în corpul remorcii. Asta mi s-a părut super interesant, pentru că nu știu unde e țeava. Dacă stai să te uiți aici, nu e țeava aici. E de fapt pe lateral, fii atent cu alea. Hai să vedem cum se desface asta. Mi s-a părut super tare designul ăsta, pe care nu l-am mai văzut până acum la niciun alt Uger Wagon. Hai băiatule, hai da tatile, hai da. Avem aici la Landini o cutie de viteză ceva mai lentă, așa că până băgăm în marșarier durează un picuț. Bun, am cuplat, hai să vedem cum scoatem țeava. Așa, ia să vedem. Pe asta o scoatem cu mouse-ul, deci nu se mai scoate cu O. La celelalte foloseam tasta O pentru a scoate. Și aici O-ul face ceva, dar nu înțeleg ce. Se aude clar că O-ul face ceva. Man, se întâmplă ceva. Hai să luăm prelata, care se poate vedea că e ținută cu chingi. Așa, și să observăm. Deci clar aud O-ul ăla. Știi ce cred că se întâmplă? Uite, fii atent că se întâmplă aici ceva. Se închide și se deschide trapa asta. Aha! Fii tu atent ce chestie! Deci după ce am deschis țeava, trebuie să acționăm trapa cu tasta O pentru a lăsa grâinile să iasă. Extraordinar! Deci am deschis țeava și de asemenea, ia să vedem. Oh, avem și ajustament. Fii atent, avem ajustare la cuplaj aici. Putem să o ridicăm, are două pistoane, se pot vedea clar pistoanele astea și putem să o ajustăm în funcție de înălțime și teren. Excelent, aceste două pistoane pot fi ajustate. Băi, deci mi se pare extraordinar, ești nebun la cap? Cum se poate așa ceva? Așa, putem să ajustăm țeava stânga-dreapta. Cu click dreapta ajustăm înălțimea remorcii. Uite, dacă vreau mai jos sau poate vreau mai sus, depinde de tractor aici. Dacă am un tractor mai mare, bineînțeles, ridic. Dacă am un tractor mai mic, cobor, cum am eu în momentul de față. Așa. Și astea au fost cuplajele. Și aici avem și o lumină care vă spuneam eu că se aprinde doar dacă sunt acționat de un tractor. Am aprins lumină și așa s-a aprins și LED-ul ăsta de aici din capăt. Băi! Băi, cum așa ceva? Iar aici în continuare, bine, mai avem aici tot așa un Uger Wagon foarte mare. Și în continuare aici avem o grămadă. Avem una, două, trei, patru. Și cu aia din spate de aici, cu asta de aici avem 5 împrăștiatoare de gunoi de graști. Tot de la Perard, bineînțeles. Hai să vedem cum acționează astea. Deci neavând încărcătură, nu putem să facem o exemplificare corectă. Sunt practic remorci în care încarci balegă și cu ele vei fertiliza diverse dimensiuni pentru diverse bugete și terenuri, bineînțeles. Astea sunt, ia să vedem aici, se pare că putem acționa trapa din spate, asta e foarte mișto. Caut aici o posibilitate de a vă arăta. În spate am zimți ăștia care, atunci când se rotesc, aruncă balega, dar dacă nu vreau să pornesc procesul, am această trapă care blochează să iasă balega, așa că o pot acționa și pe ea. Ok, pe deasupra nu putem pune nimica, ia să vedem dacă avem ceva controle, turn on manure spreader, decât atât și putem să o și pornim. You first need to unfold, perfect, și acum am pornit-o. Cred că nu mi-o pornește din cauza că nu avem niciun fel de manure înăuntru, că îmi și scrie you first need to fill the implement. Ok, ok, am înțeles, am înțeles, l-am umplut.
Acum, fraților, avem remorca plină de maniuri. Cum am făcut, mă? Cum am făcut, mă, așa repede? Și dacă apăsăm pe B, ia uite, aici avem animația. O animație foarte frumoasă, ba mai mult, avem două seturi de particule. Avem particulele de balegă care sunt împrăștiate și mai avem și aici acest fum alb care normal trebuie să semnifice căldura balegii. Că bineînțeles stă tasată și după aia ies aburi din balegă. Niște detalii extraordinare. Avem și aici girofar și este din acela modern. Ăsta care face țâng, 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 este girofarul modern comparativ cu ăla care pur și simplu se învârte. Deci un set de remorci incredibil de detaliat construite. Uite-te și tu cât de frumos sunt construite. Detalii și funcționalitate la maxim. Am lăsat în descriere un link către ele, dacă vreți să jucați cu ele, vă dați seama că eu le-am băgat imediat. Nici nu mai intru la detaliile de pe aici, care sunt sub orice critică, adică de faine, bineînțeles. Și fraților, până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!